Neața, Dane, Bonjour. suntem la Rainbow. Ai ajuns într-un final aici. Ce părere ai despre treaba asta? Cum a spune un bun prieten, ne-a suit pe curcubeu. Restul ce vine de acum în plus este doar un bonus. Lacul este superb, este un lac pentru orice pescar de crapă ar trebui să constituie o destinație de neratat, dacă nu de pescuit, măcar de vizitat. Vremea ne ajută, deși suntem undeva în decembrie, lumea se gândește la schi, noi încă ne gândim la pescuit. Suntem la început și sper din tot sufletul să prindem și niște pești foarte frumoși. Și chiar dacă nu-i prindem, este o experiență care rămâne acolo în sufletul oricărui pescar. Pescuim standul numărul 11, este un stand extrem de ofertant. Din păcate, nici Ciprian, care știe destul de bine lacul, nu a pescuit până acum. Ne-am alocat o zi întreagă să îl sondăm, să-l tatonăm, să căutăm și am ajuns la concluzia că este atât de ofertant încât 8 lansete sunt extrem de puține în al pescui. Am început cum am crezut noi de cuvință, sper din tot sufletul să apară și rezultatele cât mai repede. Am dat o tură de lac, am văzut și celelalte standuri. Sunt practic 10 lacuri într-unul singur. Sunt extrem de ofertante atât ca peisaj, dar mai ales ca structuri sub apă. Este într-un cuvânt unic. E o atmosferă specială. Doar cine a fost la Rainbow poate să înțeleagă atmosfera de aici. În imagine este Dan care se întoarce la mal cu primul lui pește de la Rainbow. E mare, Dane? Mai mare de până acum de la Rainbow. Dane, primul tău pește de Rainbow. Rainbow. Mult Hai, așteptat. arată-ne-l un pic. Salonțică. Nu e cel mai mare pește. Da, Hai să-l cântărim, să vedem. este primul. Avem tara făcută Avem o aici. tară făcută, exact. Și avem fantasmagorica sumă de 17 kg și 300 de grame. S-a cântat bingo. Tararum! Un pește așteptat de 9 ani de zile. Cu siguranță nu e cel mai mare pește al lacului. Este primul. Dar e primul pește de Rainbow pentru Dan. Un pește drăguț de altfel. Un ciortan de Rainbow, ca să zic așa. Exact. Hai de ciortocrap. Ciortocrap, dacă vrei tu. Peștele trebuie să meargă acasă, să-și cheme bunicii. Mai ales că, Dane, e rândul meu acum. Aha. Bineînțeles, străbunicii atunci, că bunicii s-ar putea să nu fie... Îl mai arăt o dată, da? Desigur. Cu turba de Rainbow un pic pe el așa. Ha! Foarte frumos. Pleca ușor înapoi. Să sperăm că nu ne stropește prea tare. Acum nu o să ne supărăm foarte tare. Hai, mai stai un pic.
Yes. Trei cuvinte. Rainbow, curcubeu. Nu e chiar cea mai bună vreme pentru pescuit. Este foarte frig. Plouă torențial de vreo 4 zile. Și ăsta e primul meu crap de decembrie în sesiunea asta la Rainbow. Nu e cel mai mare, dar credeți-mă, l-am așteptat foarte, foarte mult. Și sunt foarte bucuros că a venit. Ha! E drăguț. Nu e mare, are 16,8 kg. Da, e bun. Ah, hai să-i dăm drumul, că trebuie să ajungă și el acasă. Poate trimite un verișor, bunic, tată. Foarte tare. The dolphin. Așteptăm următorul pește. Dan, e rândul tău. Un pic mai devreme îți spuneam că e rândul tău. Și tocmai ce a venit. Chiar acum pe ploaia asta rândul a venit. Un pește muncit. Explică-ne și de ce e un pește muncit. Pentru că am avut ocazia să fac cunoștință cu celebrurile barsuri și agățăturile de pe ele. Cu alte cuvinte, am pescuit undeva într-un canal între două dâmburi, așa numitele barsuri. Iar peștele, când a luat fir, a făcut să întindă firul peste acele rădăcini de pe bars și să treacă printre ele. Cu noroc și un pic de știință, peștele a ajuns în mincioc. Iarăși, nu e cel mai mare comun din Rainbow, dar e un pește muncit și este primul comun al meu de la Rainbow. Cât faci cu 800? M-ai spus și tu mai devreme, nu e chiar cel mai mare pește din Rainbow, dar e un pește de care aveam nevoie și care ne dă speranțe pentru mai târziu. Al doilea pește pe ziua de astăzi. Hai să vedem peștele, Dane. Un comun șui de Rainbow, extrem de bătăios. Niște buze și o gură. Hai să vedem. Foarte puternice. Dane, până în momentul ăsta ai un comun. Ai o oglindă, o oglinjoară aici la Rainbow. Urmează un crap piele. Sper să urmeze, pentru că asta înseamnă că o să am și eu ocazia să prind un pește. Fără dubii. Hai să și eliberăm peștele, Dane. Bun. Hai să lăsăm să plece pe micuțul ăsta. Își trimită rudele. Bunici, străbunici. Dar se pare că i-a plăcut atât de mult la noi în stand, încât este îndrăgostit de cameră. Este un
viitor actor pe scena de la Rainbow. Ce tare! Hai puștile! Dan este al treilea pește al tău. Am avut un dublu drill. Trebuie să spunem treaba asta, lucru destul de rar aici la Rainbow. Cântarul are tară. Hai să vedem cât are peștișorul tău. Cred că e cel mai mare de până acum prins de tine. Are fix 19 kg cu puțin tupe 100, cred. S-ar spune românesc de Rainbow. Un românesc de Rainbow, așa e. Hai că e un pește serios ăsta. Este. Poți să ridici un pic coada, te rog? Orice pește este serios la Rainbow. Și XXL funcționează chiar și aici. Tam, tam. E foarte, foarte gras peștele ăsta. Da, și cu o burtă, din ce am observat și din pozele anterioare, pentru vremea asta, destul de rar. Și un greabă, cum s-ar spune la cal, sau o cocoașă sănătoasă. Am avut un dublu drill. Ciprian o să ne prezinte acum peștele lui. Este cel mai mare dintre cei doi. Erau. Un comun frumos de Rainbow. Puțin nervos. Hai să vedem câte kilograme are prima dată. O idee foarte bună. A făcut duș. Cam greu, Ciprian, cam greu. Da, nu e ușor, nu știu. Nu știu cât avem aici. Fix 22 de KG. Cred că 21.800 mai exact. 21.800 pentru corectitudine. Pești, nu povești. Sau povești cu pești, sau pești cu povești. Hai să-l punem înapoi și să vedem exact cât de frumos e. Un desen atipic de solz, asta înseamnă că e un pește care poate fi identificabil și ulterior. Nu cred că vrea să ne jucăm. Trebuie să observați cât am mai căpățână. Cel mai mare pește al partidei de până acum. 21 de kilograme, 800. Venit într-o dimineață sau în prima fereastră cu soare după cel puțin 36 de ore de ploaie, vânt la rafală de 100 de kilometri la oră.
O salontă bună, 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 bună! Yes! Ce arăte-n pana mea? Are! E un pește bun, un pește pe care l-așteptam. Acum se întâmplă ce așteptam de foarte mult timp. Avem doi pești în sling acolo și un al treilea pește, cred că cel mai mare al partidei. O salontă aici în saltea și Dan întinde o lansetă. Wow, cum ar fi să avem încă o surpriză. Dan va elibera cel mai mic dintre pești. E sigur că ăla e? Pești, nu povești. Hai să vedem cum pleacă. Cum spuneam și ieri, să vină și bunicii, că părinții văd că au început să vină. Așa arată un pescar fericit. Bogăție! Urmează să aflăm cât va cântări cel mai mare pește al partidei de până acum. E mare, frate. Băie mare. Așteptam de mult un pește de genul ăsta. Ia, ia, ia și la mine un pic, vă rog frumos. Ce-am pățit, Ciprian? Hai să-l cântărim, Dane! Așa arată un pescar fericit. Pointe! 26. Așa cum am spus eu, această mama omida a pescuitului la crab la Rainbow. 26-8, pare. Cu puțină răbdare. Vedem exact. Este fix 26,8. Still freezing. Victorie! 26-800 în decembrie. Nu e rău deloc, credeți-mă. Pești cu povești! Pam, pam. Pește care are un semn distinctiv, o rană veche aici, care sper că e în curs de vindecare. 26-800. Este fix un solz lipsa acolo. Da. Vechi. Nu e așa ușor. 26-800. Wow. Decembrie. Rainbow
2019. 2019, locul 11. 10 zile înainte de Crăciun. A venit moșu. La mine a venit moșu. Mulțumesc, moșule, pentru peștele ăsta. Am doi pești aici. Sunt cei mai mari partidei de până acum. 21.800 și 26.800. Toate astea s-au întâmplat într-o oră, cred. Este fantastic. După ce am avut o săptămână nu tocmai reușită, astăzi au venit peștii ăștia împreună cu cel pe care l-a prins Dan. Așa se întâmplă la Rainbow. Prietene. 21.800. 21.800 de Rainbow. Așa arată și un pescar fericit. Uite-l cât e de lat. Și se duce ușor. Și vedeta de până acum. Așteptam de mult un pește peste 25 de kg. Două 6.800. Un pește bun. Peștele și-a revenit repede. Și uite-l cum pleacă. Pești, nu povești. Pam, pam! Vedem.